Bine, ne revedem la cărțile săptămânii. Avem interviuri, teatru, poezie, de luăm pe rând. Cartea Servată de Vicea de Iacoba, de fapt, este o carte de interviuri, întrebarea minunare. E o poveste frumoasă, cum a ajuns la asemenea titlu. Sunt interviuri luate în Mircea Radu Iacoban, dar și, sunt și interviuri care au luat Mircea Radu Iacoban. Celor implicate, după a vorbit Mircea Radu Iacoban, cu Petru Lucinschi, cu Mihai Cimpoi, Dumitru Crihan, Mircea Șnecuri, Serafim Sacan. De asemenea, este luat la întrebări în mele de Adi Cristian, de Lucrețiu Bezin, sunt Gabriel Antonache, Lavinia Lazar, Vasile Achire, chiar și sunt semnat la lor la întrebări. Deci întrebarea milionare. Îl felicităm pe Mircea Radu Iacoban pentru asemenea adunare de gânduri și de fapte pe care Dumnezeu așa le-a făcut și a urmărat cultural Iași. Aurel Andrei vine cu o nouă carte de teatru, Rele din urmă sau Tuba Bui Chiustun, un titlu imposibil de pronunțat, și a doua piesă, Picnic la Spitalul Telebun, are pe spate un avertisment să se lage un video lavră, regizorul video lavră de la Teatrul Național din Iași. Se citește cu interes și e un teatru absolut scos din tipare și merită lecturat, dar sperăm să-l și vedem pus în operă la Teatrul Național. Și acum poezia, Coira Matei Gherma vine cu un dialog în primăvară. Aici are pe copeta a patra câteva reflexii critice, semnate de Ion Bărban, colegiul Ștefanache. Deci este o poetă consecventă, iubește forma fixă, o felicită pe Coira Matei Gherma pentru acest dialog în primăvară. Nu, a venit primăvară. La revedere!